A sosit momentul să testăm acum și amplificatorul Lab Gruppen, Lab 1000. Așa, arată. E un model vechi, clasa AB, care cineva și-a cam bătut joc de el. O să vedeți chestia asta în poze. Filtrajul a fost schimbat cu ceva de foarte bună calitate. Philips, 10.000 de microfarează la 100 de volți. Ventilatoarele au fost schimbate, cred că, virgulă, cu culoare de la surse de calculator sau ceva de la calculator, nu sunt originale niciunul. La fel a fost pus și un alimentator de la 3 la 14 volți cu întrerupător aici. Pentru alimentarea ventilatoarelor. Așa. Am găsit circuite întrerupte, limiterul făcut varză, i-am completat cu încă un rând de final pentru că erau doar 4 pe braț, i-am pus câte 5, MG15022, MG15023, respectiv MG15024, 15025, prefinalii sunt aici, tot capsulă TO3, deci prefinal, prefinal, final 1, final 2, final 3, final 4, final 5. Deci are 5 finali pe braț. O alimentare de 107,7 de volți, asta înseamnă cam plus minus 88. Aseară când l-am alimentat aveam plus minus 92, probabil era și rețeaua la vreo 230 și un pic. Așa. M-am jucat cu el puțin mai devreme până să fac finulețul. Avem aici temperatura pe radiator, un radiator din punctul meu de vedere destul de subdimensionat, cred că l-ați văzut și în poze, sunt radiatoarele clasice, gen cum sunt și la seriile FP, acelea cu aripioare foarte multe și foarte fine de cupru și o tablă de cupru simplă de 2 mm grosimea pe care sunt prinși tranzistorii. Deci nu foarte eficient. Se vede și cablajul, că unde a fost radiatorul s-a negrit și a schimbat culoarea pentru că s-a încins, cel puțin un canal s-a încins mai tare, o parte. Bine, ăsta reprezintă un canal tot modulul, cel de jos este un cald, deci o parte s-a încins mai tare. Așa, deci spuneam că am găsit rezistențe foarte încinse, le-am schimbat, mai sunt și pe aici câteva, dar o să le arunc și pe alea, că n-am ce să mai fac cu ele. Așa, limiterul făcut varză, în scurt, ținea jumate de sinusoidă, practic jumate de alternanță, o ținea în zero, mergea numai pe alternanță negativă, nu știu cât de prost se auzea că nici nu l-am testat, dar hai să-i dăm drum. Băgăm întâi 100 de herți, semnal de 100 de herți, așa, ambele canale odată, nu, hai să testăm întâi un singur canal, uite, testăm întâi un singur canal, ia să vedem, să o luăm așa. Am ajuns la clipping. Sincronizarea osciloscopului este pe celălalt. Și de-aia face așa. Ok, hai să luăm celălalt canal. Îl deschid de aici. Exact cât și ăsta. Așa. Pentru că avem și termometru pe el, da? Să vedem. Așa. Îl oprim, am zis, pe ăstălalt. Hai să deschidem. Avem sus, sinusoida, clipping ușor, clipul lucrează foarte bine, deci cam 54 de volți RMS, până să ciupească LED-ul de clip, se vede, oscilează foarte, foarte puțin LED-ul de clip. Dacă reduc, s-a stins, abia ciupește foarte puțin, 51,4 volți, hai să creștem. Așa, prag de clipping. 55 de volți RMS un singur canal. Alimentare mai avem plus minus 80 aproape, 160 de volți. A ajuns la 48 de grade. Ventilatorul scoate aer cald. Radiatorul, pardon.
Tot crește. Hai să vedem și ce curent avem prin sarcină. Așa. Nu, asta celălalt este. Aici. Un curent de 10,5 A, frecvența de 100 de Hz, 55,2 V RMS. Temperatura crește, se vede. 54 de grade. 159 de volți. Ok, hai să-i dăm drumul acum și la al doilea canal. Să-l deschidem ca pe celălalt. Să ținem așa. Se vede ușor prag de clipping la amândouă. 48,1 volți de 2 ori ambele canale. Dacă mai cresc, se vede clipping la amândouă. Curat 49, deci 2 ori 49 de volți curat. Alimentare mai avem 148 de volți, deci dacă tai semnalul 174 de volți în gol. Cu ambele canale mai am 150 de volți, adică 2 ori 75, scade de la 2 ori 90 la 2 ori 75 de volți și oferă 2 ori 49,5 volți pe 4 ohmi. Avem aici un curent de 9,7 amperi și aici un curent de 9,64. Bine, probabil am deschis eu potențiometrii perfect egal, dar nu asta mă interesează. Se menține în zona 58-59 de grade deocamdată. Este destul de cald. O să las un pic să se odihnească. După care o să fac un test la mai multe frecvențe. Ia, apropo, hai să lăsăm nivelul constant de ieșire și să ne jucăm cu frecvența. Coborâm spre 30 de Hz. Se vede clipping, că nu mai poate. Da? Deci la 45-46 de volți deja limitează ori intern, ori nu pot să-mi dau seama. Curat ar fi pentru 30 de Hz, 2 ori 44 de volți. Dacă mai cresc, se vede. Așa. Ok, hai să-i dăm înapoi la 100 de Hz. Să-i dăm 1000 de Hz acum. Nu triunghiular, 1000 de Hz. Stai că nu văd aici. Așa. Semnal curat, frumos. 46 de volți. Creștem până la clipping. Clipping. Deci nu reușește să mai atingă cei 2 ori 49 de volți. Cam 48 de volți aproximativ, ori 2. Asta la 1000 de Hz. Hai să-l las un pic să răcească, ca să nu-l chinui. Și revin imediat. Deci am 62 de grade pe radiator, 147 de volți, 174 de volți alimentare în gol.